Links. Da, după cum bine știți, am pornit de ceva timp într-o călătorie menită să descopere oameni frumoși, oameni care încă mai cred că se poate, oameni care fac ceva pentru noi românii. Ne oprim astăzi lângă un om foarte drag mie, Alina Chibel, fondator Bugetarii Veseli, pentru că așa s-a gândit că din bugetari le-am putea spune Bugetarii Veseli. Bună, Alina, și bine ai venit în studioul Radio Links! Bună, Loredana, și bine te-am găsit și îmi pare bine că îți cunosc și eu locul în care îți petreci weekendurile. Da? Și sunt niște weekenduri chiar reușite. Chiar reușite, serios. Chiar nu mă gândeam că în subsolul unui bloc există lucruri atât de minunate. Mă bucur mult că mi spui asta și o să trec direct la subiect și o să te întreb, de ce Bugetarii Veseli? Ce își propune? Da, poate pentru că eu sunt o persoană veselă și poate pentru că am vrut să aduc o schimbare în România. Iar ideea a pornit de la o joacă, prima dată. Sună bine! Pentru că sunt o persoană jucăușă, am numit un fan club pe care l-am înființat în cadrul unui curs pe care l-am ținut la sectorul public, la administrația sectorului public, la sectorul 1. Și împreună cu funcționarele publice am creat un fan club pe care l-am numit Bugetarii Veseli. Bun! Ce face acest fan club Bugetarii Veseli? El, la început, a fost doar un WordPress pe care puneam fapte bune care se întâmplă în sectorul public, adică lucruri frumoase pe care angajații în sectorul public le fac. Spre exemplu, funcționarele de la poștă sau cele de la Registrul Comerțului, pe care noi nu le iubim foarte mult, dar sunt niște doamne extraordinare, și scriam lucruri bune despre ele. Spre exemplu, am o prietenă care merge la poștă, la sectorul 1, undeva în spate la Piața Romană, care îmi spune tot timpul că doamna de acolo îi zâmbește. Și am scris lucrul acesta pe blogul nostru. Adică nu este un lucru extraordinar care se întâmplă, dar pentru sectorul public este. Și am zis că acești oameni minunați ar trebui menționați de către cineva, așa că am pus lucrul acesta pe blog. Asta ca să prindă și încredere și să zâmbească exact, și a doua oară. Exact. Și să-i molipsească și pe ceilalți. Pe cei din jur. Da, da. Ce mai faceți pe lângă asta? Pentru că știu că lucrurile au evoluat așa. Da, exact. Nu ne-am mulțumit cu atât, pentru că am văzut că putem face și mai mult. Și eu, începându-mi cariera de trainer și putând să-i ajut pe acești funcționari publici, cât și pe ceilalți angajați în sectorul public, am zis hai să fac pentru ei un curs de dezvoltare personală. Și în acest curs de dezvoltare personală să vorbim lucruri despre cum să comunicăm, cum să ne punem anumite obiective în viața de zi cu zi, ce ne dorim, care este motivația noastră, lucruri pe care eu le făceam de obicei cu angajații din corporația în care lucram. Și da, și era un lucru pentru mine în viața de, ce să zic, și am vrut să aplic și la funcționarii publici. Dar ce te-a motivat cel mai mult? Ce m-a motivat? Pentru că e un proiect interesant. Nu știu câți oameni ajung să se gândească că, uite, poate și oamenii aceia merită să aibă parte de proiecte de genul acesta. Foarte mulți zic, aoleu, ce m-a supărat doamna de la nu știu care ghișeu. Nu mai suport să mă duc la ei pentru că niciodată nu mă servesc la timp, tot timpul întârzie. Și uite, un om care se gândește că acei bugetari au nevoie și ei la rândul lor de diferite cursuri. Care a fost principala motivație? Principala motivație a fost faptul că am ținut un curs pentru bugetari, pentru funcționari de la sectorul 1, și nu mă așteptam la curs să găsesc oameni atât de voioși și oameni atât de plini de viață, pentru că le cunoscusem pe doamna de la poștă, care niciodată mie nu mi-au zâmbit, care m-au pus să stau să completez mii de exemplare, și mă așteptam să găsesc fețe mai puțin vesele în fața mea. Dar, de fapt, am găsit niște oameni minunați cu care am putut să relaționez, niște oameni familiști care se gândesc foarte mult la familie, la viața de zi cu zi, și am zis că acești oameni ar trebui puși în evidență. Și cam asta a fost principala motivație, pentru că m-am regăsit cumva în ei și m-am regăsit eu când eram, să zicem, de poate la 10-12 ani și eram în sânul unei familii, mă simțeam foarte bine și cumva poate mi-am regăsit părinții
în cadrul funcționarelor pe care le-am cunoscut. Și am zis că, na, așa cum vreau să le acord părinților mei o șansă să se poată dezvolta, așa aș vrea să le acord funcționarilor și angajaților sectorului public. Pentru că și părinții mei lucrează tot. Acum deci am înțeles. Da, am înțeles acum. Da. Deci totul pornește de la familia mea, de la părinții mei, pe care îi iubesc foarte mult și pe care aș vrea să-i ajut cumva, dar nu am reușit, pentru că sunt departe de ei, sunt în Tulcea. Și am zis că măcar să pot să fac ceva pentru cei de aici. Foarte frumos. Te-ai îndreptat apoi spre profesori. Spre profesori, exact. Despre asta aș vrea să-mi povestești acum. Da. Ideea este că noi ne-am dus prima dată pe partea de funcționari publici și am zis să ținem cursuri pentru ei de dezvoltare personală. Ne-am dus la, să zicem, la o agenție de stat, nu o să-i dau acum numele, și am propus acest proiect cu Cetarii Veseli, în care am spus doamnei manager, să spunem, despre ce vrem noi să facem, că vrem să-i ajutăm pe funcționari, să-i motivăm, să poată să vorbească mai frumos cu clienții, lucruri pur și simplu normale, exact. Iar doamna de acolo, doamna manager, mi-a spus că aceste lucruri nu sunt pentru agenția ei, pentru că ei sunt o agenție serioasă, o instituție serioasă, care nu se pretează la astfel de cursuri de dezvoltare personală și că așa ceva ei nu vor să facă. Ceva de genul că ne-au dat cumva afară și ne-au spus, n-aveți cum să intrați aici. Dar nu-i nimic, că noi ne străduim în continuare. Exact. Noi ne-am luat în calcul acest lucru și am primit sprijin din partea școlii Ferdinand din București. Doamna directoare, cred că poate mulți dintre voi ați auzit, doamna Violeta Dascălu, care ne-a spus că ar vrea să facem pentru ei cursul de dezvoltare personală pentru profesori și să-i motivăm pe aceștia. Așa că exact anul trecut, de 8 martie, mi-amintesc exact, doamna directoare Violeta s-a dus la profesori în cancelarie și le-a spus de 8 martie veți primi un cadou. Nu le-a spus ce anul, le-a spus că doar să fie în sala respectivă, la ora respectivă. Și noi ne-am prezentat acolo, am avut în fața noastră 15 profesori și am început efectiv cursul. Ce faceți mai exact cu profesorii? Ce facem mai exact? Le povestim un pic și ce înseamnă nu neapărat să fii profesor, ce înseamnă să fii formator. Pentru că eu de meserie sunt formator și la fel și colega mea, Cristina Dogaru, cu care lucrez. Și cumva am făcut un pic de comparație între ce înseamnă formatorul, ce înseamnă profesorul, ce înseamnă educatorul și cum anume apare el în fața clasei, cât și în fața oamenilor care le predă. Aș înțelege de aici că într-un fel sau altul vă propuneți să direcționați, să învățați pe profesori cum să-și facă orele mai atractive, înțeles bine? Exact, orele mai atractive, da. Adică aducem cumva metode non-formale în școală. Adică pe lângă metodele obișnuite de, să zicem, de prelegere în fața clasei, în care profesorul vorbește și elevii pur și simplu ascultă și când au o întrebare ridică mâna, noi învățăm pe profesori să implice mai mult pe elevi în timpul lor, adică să facă diferite grupuri cu elevii în care să lucreze în echipă, prin care, spre exemplu, elevul să se gândească pe o anumită temă și să lucreze individual, da? Încurajăm foarte mult gândirea critică. Hai să definim puțin gândire critică, exact. Pentru că cred că e destul de important. Uh-huh. Cum s-ar defini gândirea critică? Gândirea critică, adică în care tu pur și simplu îți pui părerea referitor la un lucru anume. Da? Adică copiii poate să-și spună dacă e de bine sau de rău. Spre exemplu, fără să fie judecați, exact. Eu pot să spun despre o anumită materie, poate matematică, ceea ce e de obicei, că poate nu-mi place ora de matematică pentru că. Adică elevul este încurajat să spună ceea ce anume nu-i place și să vină cu anumite argumente. Pentru că de obicei elevii spun nu-mi place și nu spun mai departe de ce. Da, pe de o parte vorbim aici de faptul că profesorul învață să accepte părerea elevului și pe de altă parte elevul este învățat cum să dea un feedback până la urma urmei, exact. În adevăratul sens al cuvântului.
Am observat eu așa, uitându-mă pe pagina ta de Facebook și pe pagina bugetarii veselie de Facebook, ai fost plecată în Germania. Da. Ei, și acolo postai niște fotografii foarte interesante. Vedeam, practic, cum învață copiii de acolo. Da, exact. De ce te-ai dus acolo și să ne povestești cam care ar fi diferențele, ce ai văzut acolo, ce poți să aplici la noi? Am plecat pentru un curs de limba germană. Și pentru că cursul de limba germană pe care l-aveam era 5 ore pe zi, am zis că celelalte 5 ore aș putea să le petrec într-un mod constructiv și să mă duc să încerc să intru pur și simplu într-o școală din Germania, să văd dacă oamenii de acolo mă primesc, pur și simplu să mă uit la profesor să văd ce metode fac ei în timpul cursului. Așa că m-am dus, pur și simplu am intrat într-o școală, am vorbit cu o profesoară de acolo, profesoara m-a primit cu cea mai mare căldură, mi-a plăcut foarte mult că n-a trebuit să arăt buletinul la intrare, așa cum se face aici de obicei. E foarte bine. Da, și scopul proiectului a fost să văd ce anume se întâmplă în alte școli, și pentru că am avut ocazia să mă duc în Germania, ce se întâmplă în alte școli și ce metode aplică ei. Și ce, care dintre ele, dintre acele metode, nu știu, ți-au plăcut cel mai mult? Ce ți-a rămas în minte? Ce mi-a rămas în minte este, am fost în două școli. O școală era pentru clasele din clasa 5-a până în clasa 9-a și o școală era o școală proiect în care clasele 1, 2, 3 lucrau împreună și clasele 4, 5 și 6 erau împreună. Și ce m-a impresionat este când am ajuns într-o zi în clasă și profesoara mi-a zis: astăzi, în prima oră, vom discuta despre o problemă de ieri. Adică ieri doi elevi s-au certat sau ceva de genul acesta și astăzi trebuiau să confrunte această situație și să vorbească toți împreună. Și ei s-au pus în cerc și era o persoană care spunea cine anume să vorbească. Era o persoană care, în momentul în care toată lumea vorbea una peste alta, trebuia să apese pe un gong să spună gata, acum vă opriți. Și era o persoană care dădea cuvântul. La fel, profesoara era ca și ceilalți observatori. Și cei care vorbeau erau persoanele în cauză. Deci ei cumva și aveau doar 10 ani, cam așa. Și rezolvau problemele. Da, ei vorbeau despre o problemă de indisciplină care s-a întâmplat cu o zi înainte. Și totul se întâmpla în cerc. Fără să fie efectiv judecați, fără să se simtă rău. Fără să simtă chiar, rău, exact. Chiar umiliția, aș putea să spun că uneori se întâmplă la noi acest lucru. Da, toate părerile erau ascultate. Toți copiii ascultau ceea ce spun ceilalți. Și nimeni, nu știu, nimeni nu judeca pe nimeni. Exact ce ai spus și tu. Asta e foarte important. Pe de altă parte, îmi povesteai la un moment dat, păi, ei nu citesc acolo, ei își rezolvă, ei învață practic totul în clasă. Spune mai multe despre asta, pentru că sunt curioasă să aflu și cu siguranță și ascultătorii noștri. Da. Ideea este că tot ce se întâmplă acolo, ei fac în clasă. Adică nu au teme pentru acasă, dar de obicei aceste teme sunt promovate să fie rezolvate în clasă alături de ceilalți. Și ei lucrează foarte mult în echipă. Ei citesc acasă o anumite, spre exemplu, exerciții, dar dacă nu le termină, nu e nicio problemă pentru că le pot face în clasă. Adică la ei nu există, spre exemplu, aceste note care sunt la noi, nu sunt atât de importante. Caietul pe care l-au ei are doar vreo, nu știu, 20 de pagini, care este de fapt un dosar. Am văzut puțin mai devreme un caiet al unui copil, era și cu poză. Da, era cu poza lui pe prima pagină, da. Și, spre exemplu, la matematică, ai acest dosar și la sfârșitul dosarului sunt anumite obiective pe care tu trebuie să le îndeplinești timp de 3 luni, spre exemplu. Iar timp de 3 luni tu ai, spre exemplu, 20 de obiective și tu trebuie să bifezi acele obiective în momentul în care tu le-ai îndeplinit. Dacă tu vrei, spre exemplu, să le faci într-o lună, poți să le faci într-o lună, nu trebuie neapărat să începi și să le faci în ritmul tuturor. Adică tu ai ritmul tău propriu de rezolvare. Și dacă nu le faci, ce se întâmplă? Dacă nu le faci, vei fi, bineînțeles, vei avea o anumită discuție cu profesorul în care el îți va explica despre ce este vorba și vei fi notat ca atare.
Pe lângă, nu știu, acest sistem destul de diferit față de al nostru, copiii încerc și cum își fac ei temele, cum se desfășoară orele, care ar fi modul prin care ei, profesorii, își motivează copiii, elevii? Motivarea profesorilor este colaborarea. Adică când ajung la clasă, ei pur și simplu întreabă ce mai faceți, cum a fost ziua de ieri, discută un pic pe baza ceea ce s-a întâmplat în ziua de ieri și apoi întreabă pe copii ce anume ați vrea să facem astăzi. Adică există o materie și copiii poate să aleagă ce anume pot ei să facă astăzi. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant. Bineînțeles că nu toată lumea este de acord cu toată lumea, dar se ajunge la, pur și simplu, la un compromis din partea tuturor. Pentru că, nu știu, spre deosebire de noi, acolo este foarte mult respect față de omul de lângă tine. Adică se respectă unii pe alții, atât copiii, cât și profesorii pe copii și invers. Da, știu că îmi povesteai de o întâmplare, când ai spus că n-ai văzut un copil care să vină să-ți spună, uite, m-a îmbrâncit colegul, da, exact, sau nu știu cine. Ce-ai vrea să aplici la noi? Ce crezi că ar merge aplicat la noi? E adevărat că la un nivel mai mic. Pentru că ce ar merge cel mai bine acum? Ce-ți propui, de fapt, prin bugetarii veseli? Ce aș vrea să aplic? În primul rând, aș vrea să aplic metoda aceasta de colaborare și de crearea de echipe între copii și aș vrea să le propun și profesorilor. Ideea este că am aplicat, pentru că țin acum un curs de creativitate pentru copii de clasa 5-a de la Școala Ferdinand și acolo aplic metoda aceasta de colaborare. Pot să zic că merge destul de greu, dar că copiii prind și dacă le explici foarte bine și le explici pe înțelesul lor și ești răbdător, ei înțeleg. Și ajunge să le placă la școală. Exact, și ajunge să le placă la școală și ajunge să le placă la cursurile pe care le fac. Foarte interesant. Ce proiect pregătești în viitorul apropiat, ca să spun așa? Știu că ai ceva, un curs, un workshop. Da. Acum pregătim un workshop, să zicem, pentru profesori, în care vrem să îi motivăm și să le arătăm că ei sunt importanți în educația copiilor și vrem să le dăm mai multă încredere în ei și să le spunem că se poate. Adică am văzut asta și în alte școli din București și în Școala Ferdinand și am văzut că sunt profesori motivați, cărora le place să ducă la cursuri, să vină cu metode noi și vrem asta, să le arătăm în primul rând motivația, creșterea încrederii în sine. Vrem să le spunem care sunt alte metode de educație și prin care pot preda la școală. Vrem să le spunem, să le arătăm ce sau diferite tehnici de comunicare cu ei, creativitate și improvizație și un pic de change management, adică pentru că trăim într-o lume în care totul se schimbă atât de rapid. Aș vrea să îi ajutăm să treacă prin schimbarea asta de la lumea în care am fost la lumea tehnologiei. Ceea ce e foarte bine. Da. Unde vă pot găsi oamenii dacă vor să dea cumva de voi? Păi ne pot găsi pe Facebook, Bugetarii Veseli. Suntem singurii Bugetari Veseli. Sau puteți să ne găsiți și pe bugetarivesel.wordpress.com. Și spuneai ceva de un curs. Exact. De 1 și 2 martie vrem să facem un cadou profesorilor și tuturor cadrelor didactice care vor să participe, în care ținem acest workshop de atât de comunicare, cât de change management, am spus, creativitate și improvizație. Plus vrem să le aducem o nouă metodă educațională în care să vadă ce înseamnă formatorul, care este diferența între formator și educator. Până când se pot înscrie și cum? Înscrierile se fac până săptămâna viitoare și puteți să vă înscrieți fie să ne dați un mail la bugetarivesel@gmail.ro sau puteți să ne scrieți direct pe Facebook. Ne dați un mesaj și noi vă vom răspunde imediat. Bun, dacă sunt profesor într-o altă localitate și vreau să vă chem la mine în școală, sau mă rog, sunt director și vreau să vă chem în școală la mine să țineți un astfel de curs, pot să iau pur și simplu legătura cu voi și exact, să vă rog? Exact. Așa, perfect. Cu cea mai mare plăcere, pentru că chiar avem acum pe 7 și pe 8 martie avem un curs la Ploiești, vom avea și pe 15 martie un curs la Chitila,
Deci suntem deschiși să mergem în toată România. Alina, îți mulțumesc foarte mult. Te mai aștept și altă dată cu proiecte interesante. Să ai mult succes în ceea ce faci. De fapt, mulțumesc. Să aveți mult succes în ceea ce faceți și să auzim numai de bine și de bugetari veseli. Mulțumesc mult, Loredana. Și eu îți mulțumesc. Și o zi frumoasă. Mulțumesc.